Salut, eu sunt Tom și astăzi o să vorbim despre Genelec. De ce cred eu că merită să investești într-un sistem Genelec? Acest video nu este sponsorizat, am primit un sistem ca să-l probez, iar sistemul celălalt l-am cumpărat eu din banii mei, din bugetul meu. Este strict opinia mea personală. Stai un pic, înainte să începem, am o veste foarte bună și chiar vreau să o împărtășesc cu tine. Am fost acceptat în Asociația Sunetiștilor AES, cea mai mare asociație de sunetiști din lume, și sunt very, very, very happy, sincer, pentru că platforma asta, unul la mână, ca să te accepte, trebuie să te verifice, trebuie să ai un background în educație pe partea de sunet în spate, după aia îți trimiți aplicația pe care ei o revizuiesc și după aia o comisie decide dacă tu ești ok acolo sau nu. Cam așa merge și după aia trebuie să plătești anual un fee ca să îți păstreze membership-ul. De ce este foarte mișto? Pentru că pe platforma asta se întâmplă cele mai cutting edge, cele mai noi, cele mai bune chestii în cercetare în domeniul de sunet. E jurnal care apare, jurnalul de cercetare care apare lunar, după aia sunt lecții gratuite, poți să găsești oameni ca să colaborezi și foarte, foarte multe chestii mișto, sincer. Și inclusiv cei de la Genelec au folosit cercetările publicate de AES ca să construiască monitoarele din seria 8000. Și acum revenim la video. Monitoarele tale de studio, da, boxele de studio, echipament din studioul dumneavoastră care produce efectiv sunet, echipament care influențează absolut fiecare decizie pe care o luați într-o producție. Tot ceea ce faceți de la judecarea unui mici ajustări până la plasarea de microfoane, selectând nivele de volum, judecând corecțiile de EQ, corecții de reglare a instrumentelor. Fiecare decizie audibilă pe care o luați într-o producție depinde de sistemul dumneavoastră de monitorizare. Iar dacă nu ai un feedback precis și flat, de unde poți să știi că ai luat deciziile corecte mici? Și ce face ca un monitor de studio să fie grozav de bun? În mod ideal, ne dorim ceva care ne va permite să auzim tot spectrul frecvențial fără compromis, de la chitarele joase și profunde de bas până la viorile care cântă cele mai înalte note. Dar ceea ce este mai important este cât de plat sau cât de flat, să spun așa, are răspunsul de frecvență pe și în afara axei. Dacă nu avem un răspuns flat, sincer, doar ghicim deciziile pe care în mod real ar trebui să le facem. Deci un monitor calibrat și adaptabil după camera este o soluție extrem de eficientă. Monitorul dumneavoastră de referință ar trebui să ne permită de asemenea să discernem plasarea exactă a instrumentelor în spațiul stereo, astfel încât să putem plasa în spațiul audio lucrurile cu exactitate și o precizie mare. Nu doar să auzim că basul e existent, ci să putem discerne caracteristicile tonale ale basului, astfel încât să luăm decizii rapide și corecte în mixing. De ce să alegi monitoare Genelec? Aici vine întrebarea cea mai importantă la care sper să pot răspunde cât mai bine pe înțelesul tău. 1. Sistemele Genelec oferă un răspuns de frecvență plat cu caracteristici tonale necolorate pentru ca tu să poți lua decizii rapide, precise și corecte care se traduc și pe alte sisteme. De ce am zis aproape flat? Pentru că este un ideal unde fiecare producător tinde cu monitoarele sale, unii se apropie mai puțin de această linie, unii sunt cu total paralel față de această linie. Numărul 2. Genelec îți oferă posibilitatea de adaptare. Da, adaptarea monitoarelor la spațiul acustic în care lucrezi. După cum știi, probabil, spațiul afectează enorm de mult sunetul final al monitoarelor de studio. Sunetul inițial suferă foarte multe schimbări în fază prin interacțiunea obiectelor din camera ta de control. Sunetul este colorat tot timpul de obiectele din jur. La fiecare interacțiune, sunetul suferă o schimbare în fază și alte caracteristici. Ca să minimizeze acest lucru, Genelec a venit cu câteva soluții, una din ele fiind sistemul GLM, care îți calibrează și adaptează monitoarele la spațiul tău acustic. Astfel, poți să obții un răspuns plat, flat, indiferent de spațiul unde lucrezi. Numărul 3. Dispozitivele sunt profesional construite, calibrate și testate manual, atenție, manual, în Finlanda, pentru a asigura cea mai bună calitate și durabilitate. Designul interesant al monitoarelor din seria 8000
provine de la o remarcabilă lucrare a lui Harry F. Olson, incinte de difuzoare cu radiator direct. Acest lucru a fost cu mult timp în urmă, în 1950, de asemenea, Harry și-a dat seama că prin testarea mai multor incinte cu forme diferite, forma sferică interacționează cel mai puțin cu răspunsul driverelor, rezultând probabil cel mai plat răspuns de frecvență. Marginile ascuțite ale incintelor se comportau ca niște surse de sunet fantomă și cauzau ondulații în răspunsul de frecvență pe și în afara axei. Acest principiu se numește difracție și nu este prietenul nostru cel mai bun, sincer. Corpul curbat al seriei 8000, în special, minimizează acest efect de difracție, folosind un design unic, curbat și calculat la fiecare monitor în parte din seria 8000 pentru a elimina astfel de probleme de difracție. Practic, joacă rolul unui ghid de unde pentru a controla mai bine directivitatea sunetului. Astfel au numit-o DCV. Este o formă extrem de specifică care diferă pe fiecare model al seriei 8000. Un fenomen foarte cunoscut la monitoarele genele reprezintă sweet spot-ul extrem de mare din cauza asta, oferând astfel ascultătorului posibilitatea de mișcare în acel unghi echilateral imaginar. Argumentul numărul 4. Monitoarele Genelec dispun de un set complet de comenzi de corecție a camerei pe panoul din spate, care este proiectat pentru a ajusta răspunsul de frecvență al difuzorului pentru a contracara anumite probleme specifice camerei, cum ar fi amplasarea monitorului aproape de un perete sau la colțul unei mese, de exemplu, undeva crea probleme din cauza reflexiei și a mesei. Să vă spun puțin despre design. Designerul Harry Koski analizează primul său proiect pentru Genelec 60-40A în studioul său din Helsinki. Încăperea este plină de produse emblematice ale versatilului designer, cum ar fi lampa Block Lamp, care se află în colecția MoMA, Littlest Artwork, o colecție realizată din sticlă, și canapeaua de studio Sofaware. Koskinen a primit numeroase premii respectate. Unul dintre cele mai importante este cel mai mare premiu de design din lume, Thorsten și Wanja Soderberg, în 2009. Iar acum, dacă nu te-ai plictisit, hai să-ți prezint câteva specificații ale modelului 8331. Tehnologia, conectivitatea și procesele de configurare sunt mai mult sau mai puțin identice pentru ambele monitoare noi. Dar, bineînțeles, diferă puțin în ceea ce privește specificațiile lor. Mai marele 41A incorporează un amplificator foarte generos de 250W pentru difuzoarele de bas și oferă câte 150W pentru mid-range și tweeter, trecând de la 500 de Hz și 3 kHz. Acest lucru permite sistemului să obțină, practic, o extensie a basului până la 38 de Hz la minus 6 decibel și un SPL maxim de 110 decibel. Un bun indiciu al modului în care a fost optimizată tehnologia acestui monitor este faptul că, în ciuda dimensiunilor sale mai mici, 8341 cedează foarte puține față de fratele său mai mare, care reușește doar cu un decibel mai mult SPL și o extensie a basului de 32 de Hz. Conectivitatea de pe panoul din spate oferă XLR-uri separate pentru semnalele de intrare analogice și digitale, cu o ieșire digitală de tip loop through pe un alt XLR, care permite transmiterea unei surse AES3 către un al doilea monitor, precum și două porturi de rețea de control RG45. În comparație, modelul mai mic 8331A dispune de un amplificator de bază de 72W și de două amplificatoare de 36W pentru gama medie și tweeter, cu aceleași frecvențe de crossover, în timp ce extensia de bază este dată ca fiind de 45 de Hz, iar SPL maxim de 104 decibel. Dar nu vă lăsați înșelați de aceste cifre. În situații reale de near field desktop, aceste monitoare foarte compacte merg mai mult decât suficient de tare și au o extensie a basului mai mare decât majoritatea monitoarelor de dimensiuni similare. Deloc surprinzător, dimensiunea redusă a cabinetului 8331 înseamnă că nu există spațiu pentru prize analogice și digitale separate, astfel că un singur XLR acceptă ambele format. Cu toate acestea, o ieșire digitală de tip loop-through este în continuare furnizată pe un al doilea XLR, iar cele două porturi de rețea de control RG45 sunt de asemenea prezente. Cum este selecția intrării? Păi, selecția intrării este automată, semnalul AES3 având prioritate, dar monitoarele pot fi configurate pentru un
format de intrare specific, folosind software-ul de control GLM, dacă se preferă. Totodată sunt acceptate rate de eșantionare de la 32 până la 192 de kHz, de la 16 până la 24 de bit. Sensibilitatea, în schimb nominală de intrare, este aceeași atât pentru monitoarele 8341, cât și pentru cele 8331. 100 de dB SPL la 1 metru se obține cu o intrare analogică de minus 6 dBU, cu o intrare digitală de minus 30 dB FS. Dar cu toate acestea, un trimmer de pe panoul din spate și o pereche de comutatoare D se adaptează la orice nivel de intrare, de la plus 36 dB la minus 6 dB pentru 100 dB SPL la 1 metru. Intenția este ca difuzoarele să fie configurate folosind sistemul bine stabilit de egalizare a încăperii GLM. Dar, conform unei tradiții Genelec, panoul din spate prezintă încă o suită de comutatoare DIP pentru opțiunile de configurare de bază. Din punct de vedere al alimentării, ambele monitoare încorporează surse de alimentare universale care pot accepta 100-240V AC și dispun de funcția Intelligent Signal Sensing, detectarea inteligentă a semnalului pentru a reduce automat alimentarea difuzorului la o stare de repaus, de exemplu, atunci când nu este utilizat. Timpul de așteptare poate fi setat totuși în sistemul GLM dacă vreți. La fel ca în cazul altor monitoare GLM/SAM, toată egalizarea și protecția inteligentă a driverelor, precum și egalizarea generală a încăperii, se realizează în domeniul digital la o rezoluție de atenție 64 de biți precizie. Procesarea DSP oferă software-ului GLM capacitatea de a aloca și a configura până la 16 filtre parametrice și 2 filtre high-pass filter și low-pass filter pentru a corecta anomaliile de răspuns din cameră. Interesant este faptul că toată egalizarea este configurată cu ajutorul filtrelor cu fază liniară, astfel încât forma de undă electrică de intrare să se traducă cât mai fidel posibil la fronturile de unde acustice generate, iar latența de procesare este foarte scurtă, mai puțin de 4 milisecunde și constantă la toate frecvențele de peste 100 de Hz. Iar acum hai să-ți spun un pic despre testul de ascultare. Sincer, sunt extrem de impresionante, iar din punct de vedere sonic este destul de dificil să deosebești cele două modele, atât de consistentă este consistența sunetului genele. Dacă ar fi să vorbesc despre cum e sunetul, de obicei percep un sunet ușor orientat spre mijloc, de la marea majoritate a difuzoarelor compacte Genelec, în ciuda răspunsurilor lor pe axă, care sunt în mod demonstrabil foarte flat. De exemplu, deplasându-mă în fața acestor monitoare, consistența sunetului este extraordinară. De exemplu, încearcă, redă un zgomot rost pe monitoarele convenționale și deplasează-te vertical în fața lor și o să auzi în general schimbări tonale destul de evidente datorată filtrării în pieptene de la driverele distanțate. Acestea sunt instrumente de monitorizare cu adevărat veridice și precise, iar eu nu am avut nicio dificultate, să spun așa, în echilibrarea sau egalizarea instrumentelor de bas, de exemplu. Extensia basului micului 8331A este de fapt destul de ciudată, mare, comparație cu mărimea lui. Monitoarele mele de studio sunt la o distanță undeva la 1.45-1.5 metri de poziția de ascultare, dar am așezat în mod deliberat 8331A la doar 0.4 metri pentru a testa recomandările Genelec privind distanța minimă de ascultare. Pentru că da, boxele astea coaxiale au o distanță minimă de ascultare mult mai mică decât celelalte. Desigur, o problemă potențială atunci când stai atât de aproape de monitor este că zgomotul propriu al amplificatorului poate deveni audibil, ca un șuierat de fond constant. Dar nu am putut auzi niciun șuierat de la 8331, sincer aș putea spune cu mâna pe inimă, că aceste monitoare sunt game changer, sincer, și pot să le numesc, cred că, produsele deceniului. Sunt curios cine va mai veni cu o idee atât de bună și compactă, să spun așa, pe trei căi, într-o formă atât de mică, precisă, liniară și efectivă. Mersi că m-ai urmărit. Dacă nu mă crezi că sună chiar atât de bine, te invit să te duci în showroom, sincer. Încearcă-le. Vezi dacă îți plac. Poate-ți pe placul tău, poate nu. Mersi că m-ai urmărit. Ne vedem episodul viitor. Salut!